Bun găsit! Elevii au început luni 15 februarie cel de-al doilea semestru al anului școlar 2015-2016. Cursurile au început astfel luni 15 februarie 2016 și vor ține până vineri 22 aprilie 2016, când copiii vor avea parte de prima vacanță din acest semestru. Vacanța de primăvară, care începe astfel sâmbătă 23 aprilie 2016 și ține până marți 3 mai 2016. Cursurile vor fi reluate miercuri 4 mai 2016 și se vor încheia vineri 24 iunie 2016. De vacanța de vară se vor bucura elevii de sâmbătă 25 iunie până duminică 1 septembrie 2016. Săptămâna școală altfel rămâne în perioada 18-22 aprilie 2016 pentru învățământul gimnazial și liceal. La clasele de învățământ preșcolar și primar, școala altfel poate fi organizată într-o altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de 27 mai 2016. Decizia va fi luată în Consiliul de Administrație al școlii cu consultarea cadrelor didactice, a părinților și elevilor. Excepție de la această structură fac clasele a 8-a și a 12-a. La clasele a 12-a, durata cursurilor este de 33 de săptămâni, iar 4 săptămâni sunt dedicate desfășurării bacalaureatului. Aceste clase termină liceul pe 3 iunie 2016. La clasele a 8-a, durata cursurilor este de 35 de săptămâni, iar o săptămână este dedicată desfășurării evaluării naționale. Elevii de clasa 8-a termină școala astfel pe 17 iunie 2016. Tezele școlare vor fi susținute în aceleași perioade ca și până acum, mai exact cele din semestrul al doilea al anului școlar 2015-2016 se susțin de regulă până la data de 20 mai 2016.